Vedeam la începutul anului un apel făcut de Florin Roman, fostul lider al deputaților PNL, care spunea că este nevoie de o schimbare de leadership la partid. Dânsul s-a referit inclusiv la o schimbare de conducere. Cum vedeți dumneavoastră acest apel? Este nevoie de o schimbare la Partidul Național Liberal a leadership-ului? Situația este următoarea și aș vrea să înțelegem tot contextul ca să putem să răspundem inteligent la o întrebare bună. Congresul PNL, din punctul meu de vedere, încă mai iese departe până acolo, ca să putem vorbi despre el. Pentru că e clar că anul acesta sunt 4 ani de la fostul congres, trebuie să facem congres, vom face congres. Situația pandemică de acum nu este favorabilă unui congres, că numai dacă îl faci din nou prin videoconferințe, prin tot felul de voturi din acestea online. Dar dacă vrei să faci un congres pe bune, cu dezbateri, cu întâlniri, cu negocieri, cu tot ceea ce trebuie, ai nevoie de o situație diferită decât cea pandemică de astăzi. De aceea, decizia de a-l face acest congres într-o perioadă în care se poate face, eu cred că este o decizie bună. Dincolo de asta, eu cred că în momentul acesta trebuie să ne axăm pe actul guvernării, pentru că lumea are foarte, foarte multe așteptări. În câteva luni de zile, dacă nu ne concentrăm pe actul guvernării, ci ne concentrăm pe zona politică, eu cred că este o greșeală fatală a noastră ca și lideri al Partidului Național Liberal. Mai mult decât atâta, eu cred că, într-adevăr, va trebui ca după această perioadă de așezare cu funcții, împarți din nou ce mai e de împărțit, nu mai știu ce, hai să terminăm cu povestea asta cât se poate de repede, să avem și direcții politice, să avem mesaje politice. Să avem acele chestiuni politice care pur și simplu dau până la urmă o direcție țării. Pentru că suntem la guvernare, iar orice partid la guvernare discută de politicile publice care sunt în acord cu ideologia, cu principiile lor de bază statutare. Și atunci, bineînțeles că astea trebuie statuate, trebuie verbalizate și din momentul respectiv poți să dai o direcție politică nu doar partidului, ci trebuie să dai o direcție politică și țării și guvernării. În ceea ce privesc oamenii care trebuie să vină și să plece, eu cred că doar congresul și votul poate să fie definitoriu acolo. În ceea ce doresc dorințe, în ceea ce privesc dorințele acelor oameni sau potențialilor oameni care vor să vină să înlocuiască anumite funcții, eu cred că deocamdată nu sunt exprimate. Susțineți în continuare pe Ludovic Orban ca președinte al PNL? Eu cred că trebuie să analizăm situația din toate punctele de vedere. Domnul Ludovic Orban a performat în această perioadă ca și premier. Din punctul meu de vedere, a avut o gestionare a tuturor segmentelor extrem de bună ca și premier. Și cred că lucrul acesta l-a validat din punct de vedere politic, chiar dacă scorul la alegeri n-a fost cel mai dorit de către noi ca și liberali. Da? Dar aici sunt două chestiuni care le putem diseca și analiza separat. Din punctul meu de vedere, îi clar că există o nouă generație de lideri care vin din spate. Da? Eu, de 12 ani în politică, sunt privit ca unul dintre seniori, deși am o vârstă fragedă în politică, pentru că cei care i-am prins eu când am intrat în politică, mari dinozauri, elefanții care erau atunci, au plecat rând pe rând de la alegeri electorale, la alegeri electorale, au mai dispărut unii și alții. Alții au ieșit la pensie, alții au părăsit scena politică din diverse conjuncturi și mai departe. Dar sunt alții care vin din spate. Avem astăzi o generație tânără și în Parlament care post-revoluție. Au venit după 89 pe lume și bineînțeles că unii au o viziune diferită decât avem noi care ne-am născut înainte de revoluție, alții au o viziune diferită vis-a-vis de anumite politici publice și bineînțeles că astea trebuie armonizate, trebuie discutate, trebuie dezbătute și să iau o decizie. Cred că mai important decât fețele în momentul acesta, în zona de leadership al partidului, sunt ideile. Și eu cred că asta este ceea ce trebuie să dezbatem astăzi mai mult decât orice, pentru că societatea în sine este într-o continuă dinamică de schimbare, de ajustare asupra diverselor demersuri care sunt în societate și de aceea eu cred că continuu noi trebuie să intrăm în această logică a dezbaterii de idei și abia apoi trebuie să adăugăm acestor idei și fețe. Și îmi doresc ca oamenii cei mai potriviți, cei mai competenți, cei mai buni din toate punctele de vedere, okay? Pentru că este un joc complex, nu este doar dacă ăla știe să vorbească, nu știe să vorbească, ce performanțe profesionale a avut, cât de multe cărți a scris și așa mai departe. Nu, asta este un joc foarte complex, jocul politic.
dar cred că cei mai buni din jocul acesta politic trebuie să conducă partidul. Da. Am fost an de zile vicepreședinte a partidului, probabil că voi merge mai departe într-o bătălie politică dacă este cazul, probabil că dacă sunt alții mai buni vor lua votul ei și nu eu. Așteptăm să vedem care va fi situația în continuare. Cert este că până în momentul acesta, din punctul meu de vedere, important a fost guvernarea pe această perioadă de criză fantastică și încă o perioadă de timp va trebui să ne concentrăm asupra actului guvernării. Dar este nevoie în PNL și de un suflu tânăr, așa cum spuneți? Este un suflu tânăr în PNL și care nu-i de neglijat. Este un suflu tânăr, este un suflu tânăr care a ajuns în structurile puterii, nu neapărat formale, dar informale, pentru că, așa cum toți știm, în politică este un singur cuvânt de ordine, influența. Toate celelalte care țin de funcții, de poziții, sunt importante sau mai puțin importante. Cât de influent ești în anumite momente, în anumite decizii, da? Ăsta este foarte important. Și sunt foarte mulți dintre cei tineri care, probabil că deja opinia publică i-a văzut, sunt destul de cunoscuți în sfera publică și, bineînțeles, mai mult în zona politică, care deja au reușit să impună în cadrul partidului, să-și impună punctele de vedere în anumite decizii importante. Și aici mă refer inclusiv la acele decizii de nișe, în comisii, în deciziile partidului, pe zone în care, cum să zic, înainte nu existau sau existau alți lideri. Da? Și eu cred că acești lideri trebuie băgați în seamă. Niciodată progresului nu poți să te opui cu barostul. Așa, adică nu poți să vii și să spui, nu domnule, eu sunt șef aici. Da? Da, da. Până la urmă, demersul acesta al progresului te va tăvăli, adică te va călca în picioare dacă nu știi să gestionezi această situație. Adică cred că trebuie să fim deschiși progresului, generațiilor care vin din spate, ideilor lor în mod special. Și cred că mai puțin important este în momentul acesta să gândim la oameni și la poziții. Mai mult trebuie să gândim la ceea ce putem face ca să putem să ridicăm acest partid la așteptările societății. Și asta înseamnă să înțelegem societatea în ansamblu ei și să înțelegem progresul societății.